Este o zi frumoasă de toamnă, frunzele uscate căzute pe pământ trosnesc sub tălpile tale în timp ce mergi către școală. Brusc, pământul începe să se zdruncine, toată lumea intră în panică și începe să țipe în timp ce tu ești înmărmurit de șocul trăit. Pământul începe să se rupă și toate vietățile încep să cadă în crăpăturile formate care ajung la sute de kilometri în interiorul scoarței pământului. Sună înspăimântător, nu-i așa? Întrebarea de astăzi este, poate fi pământul rupt în bucăți la propriu de un mega cutremur? Ați auzit bine, un mega cutremur, un fel de Thanos printre cutremurele obișnuite. Pe scurt, înseamnă sfârșitul lumii așa cum o cunoaștem noi. În regulă, să începem prin a spune că este foarte puțin probabil ca planeta noastră să se rupă în două. Pământul este o bilă celestă uriașă. Ar fi nevoie de o forță foarte puternică pentru a rupe planeta în bucăți. Totuși, știați că planeta noastră a mai fost ruptă în trecut? Se crede că o planetă pe nume Theia s-a ciocnit cu Gaia, Gaia fiind numele Pământului timpuriu. Theia era o planetă de dimensiunea lui Marte, iar unii oameni de știință cred că a avut loc o coliziune între ea și Pământ. Se mai crede că în urma acestor ciocniri violente s-a format și Luna. În regulă, hai să spunem că o specie avansată de extraterestri folosesc un laser uriaș pentru a împărți planeta în două jumătăți. Dacă pământul s-ar rupe în bucăți, cu tremure uriașe ar zdruncina întreaga planetă. Rețelele electrice nu ar mai funcționa, iar 7 miliarde de oameni ar rămâne fără o sursă de putere. Dezastrele naturale terifiante ar reduce populația Pământului la numai o fracțiune din numărul oamenilor din prezent. Vor fi foarte puține locuri unde te vei putea ascunde pentru a fi în siguranță când cutremurul va avea loc. Haideți să analizăm mai amplu istoria celor mai puternice cutremure care au avut loc deja pe Pământ. O să alcătuim un top 5 al celor mai puternice cutremure de pe planeta noastră. 5. Kamchatka. Acest cutremur a avut loc pe o peninsulă din regiunea estică a Rusiei și a avut o magnitudine de 9.0 grade pe scara Richter. Evenimentul s-a produs pe data de 4 noiembrie 1952. De-a lungul graniței convergente ale tranșeei oceanice, Kuril Kamchatka, din largul Oceanului Pacific, s-a creat un tsunami devastator care a cauzat moartea a 23 de persoane. 4. Cutremurul din regiunea Tohoku. În largul coastei estice din Japonia a avut loc un cutremur cu magnitudinea de 9.1 grade pe scara Richter pe data de 12 martie 2011. Dezastrul s-a petrecut de-a lungul graniței convergente ale tranșeei oceanice din Japonia, care se află la întâlnirea dintre două plăci tectonice. 3. Sumatra, Indonezia. Cutremurul din Oceanul Indian din data de 26 decembrie 2004 a avut o magnitudine de 9.2 grade pe scara Richter. Acesta a avut loc la granița dintre două plăci tectonice, cea indiană și Burma. Acest cutremur a fost de-a dreptul înfricoșător. La un moment dat, ruptura cauzată de cutremur a atins o viteză de 2.7 km pe secundă, adică aproape 10.000 de km pe oră. 2. Sunetul prințului William. Este sunetul golfului Alaska de pe coasta de sud a statului american Alaska. Aici a avut loc un cutremur cu magnitudinea de 9.2 grade pe scara Richter pe data de 27 martie 1964 de-a lungul tranșeei Aleutiană. În urma evenimentului au murit 30 de persoane datorită cutremurului în sine, iar numărul lor a ajuns până la 131 de decese datorită tsunamiului rezultat. 1. Valdivia, Chile. Acesta a avut o magnitudine de 9.5 grade pe scara Richter și a avut loc pe data de 22 mai 1960 la granița convergentă dintre placa tectonică Nazca și placa Americii de Sud. Așadar, cât de puternice sunt aceste bestii? Folosind formulele de bază ale lui Richter, cutremurul din Chile a eliberat până la 4.5 trilioane de joule de energie în doar câteva secunde. Asta înseamnă că a fost de 23 de ori mai puternic decât cea mai explozivă armă nucleară care a fost detonată vreodată, numită și bomba Tsar. Fără nicio urmă de îndoială, aceste cutremure sunt incredibil de puternice. Aceste fenomene naturale se formează la granița convergentă a plăcilor tectonice și sunt cunoscute drept cutremure megathrust. Aceste evenimente au loc de obicei la întâlnirea plăcilor tectonice. Megathrust reprezintă cea mai distructivă forță a Pământului. Însă putem spune că până și aceste cutremure megathrusturi monstruoase nu pot rupe scoarța Pământului, ceea ce ar duce la ruperea sa în bucăți, iar după cum afirmă geologii, nu s-a întâmplat asta niciodată în istoria Pământului.
Ei bine, în primul rând, scoarța terestră este deja crăpată, ruptă. Scoarța, mantaua superioară de sub scoarță și placa tectonică de subducție din interiorul ei sunt, într-un fel sau altul, deja rupte. Mantaua Pământului nu poate fi despicată pentru că este foarte solidă și totodată flexibilă, iar aceasta se repară oarecum de una singură, este ca și cum am încercat să tăiem prin apă. Însă putem genera un cutremur artificial care poate rupe planeta în două? Ei bine, oarecum. Haideți să vorbim prima dată de energia necesară pentru a face asta. Cutremurele generează căldură datorită fricțiunii la care sunt supuse plăcile tectonice, mai ales în cazul cutremurelor megatrust. Presupunând că scoarța terestră este în general formată din granit care se topește la 1260 de grade Celsius, putem folosi magia fizicii să calculăm câtă căldură fricțională este necesară pentru a rupe scoarța terestră în timpul unui mega cutremur. Ar fi nevoie de un cutremur mult mai puternic decât cel din 1960 din Chile. Dacă un răufăcător ar face asta, atunci înclinarea axială a planetei s-ar schimba, ceea ce ne-ar da peste cap toate anotimpurile de pe planetă pentru totdeauna. Scoarța topită ar exploda în ocean, ceea ce ar provoca un suflu de aburi gigantic care ar șterge urma oricărei țări care va sta în calea lui. Din fericire, acest tip de mega cutremur nu se poate forma niciodată în realitate, ci doar dacă ne imaginăm noi. Dacă chiar îți dorești ca Pământul să se rupă în două, mai bine ne orientăm către alte alternative, cum ar fi ciocnirea cu un asteroid. Să presupunem că o să avem succes folosind această metodă. Asta ar însemna că mantaua Pământului ar fi expusă direct spațiului, adică vacuumului. Planeta noastră nu este tocmai o bucată perfect rotundă de apă și pământ, iar dacă este tăiată în două, jumătățile rezultate rămân intacte. Este o piatră gigantică formată din mai multe bucăți uriașe, cunoscute drept plăci tectonice. Din acest motiv, porțiuni din planetă vor fi trase în vidul spațiului, iar pământul va începe să-și piardă din masă. Apa din oceanele planetei se va vărsa în spațiu. Există o veste bună pentru vechiul Pământ. De-a lungul miliardelor de ani, gravitația exercitată de nucleul interior va uni cele două bucăți ale planetei înapoi împreună. Dar, înainte să se întâmple asta, vor fi eliberate cantități uriașe de energie în spațiu, iar cele două bucăți ale Pământului vor fi doar două roci topite de-a lungul timpului. După cum spuneam, mulțumită forței gravitaționale exercitate una asupra celeilalte, acestea vor deveni sferice până la urmă și vor forma un nou pământ. Dar de această dată, noua planetă va avea dimensiuni mai mici datorită materiei pierdute în spațiu atunci când a fost ruptă. Dacă într-adevăr acum 4,5 miliarde de ani Pământul a suferit o coliziune cu planeta Theia, același lucru s-a întâmplat, iar planeta noastră ar fi putut fi mult mai mare astăzi, dar în urma coliziunii s-a rupt în bucăți mai mici, unele dintre ele formând chiar luna de astăzi. Vestea bună este că cel mai probabil Pământul va permite conservarea majorității vieții organice, iar după sute de milioane de ani de evoluție, viața complexă va apărea din nou pe suprafața planetei. Bineînțeles că noile forme de viață, dacă ar fi să aibă o oarecare inteligență, nu ar avea nicio idee care să le arate ce s-a întâmplat în trecut cu formele de viață care existau cândva pe Pământ. Este incitant să ne gândim că înaintea noastră poate că o civilizație mai avansată a locuit cândva pe Pământ până când a avut loc coliziunea cu planeta Theia. Mai bine am încurajat Pământul să nu producă niciun mega cutremur în viitor pentru ca noi să fim în siguranță. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!